Mă, ce ați făcut mă la Saga weekendul ăsta? Că toată lumea numai despre asta vorbește. Nu am fost la acest festival, dar l-am văzut pe tot social media. Și-mi imaginez că a fost mișto, cel puțin așa a apărut din poze. În realitate însă, jandarmeria a înregistrat 77 de fapte penale, un mort și peste 100 de oameni au ajuns la spital. Și aici e foarte ciudat, unele trusturi spun că sunt doi morți, altele spun că a fost un singur mort. Mă rog, ce știm sigur este că unul dintre cei care au murit era cetățean basarabean și avea doar 25 de ani. Și asta după ce în cadrul festivalului s-au împărțit chiar și pliante care avertizau petrecăreții despre riscurile la care se supun dacă exagerează cu otrăvurile. Agenția Națională Antidrog chiar a publicat pe Facebook sâmbătă seara nu amesteca energizantele cu ecstasy. Asta după decesul celor doi tineri de la festival sau celui un tânăr, că nu mai știm exact câți au murit. În ultimii ani a crescut numărul deceselor cauzate de consumul pastilelor de ecstasy cu o concentrație a substanței active foarte mare. Nu amesteca energizantele cu ecstasy. Ai grijă de inima ta. Atmosfera de la festival îți poate da toată energia de care ai nevoie. Hidratează-te, distrează-te la festival, dar ai grijă de tine. Noi suntem aici să te ajutăm să ajungi acasă în siguranță. Cei dragi te așteaptă, au mai precizat cei de la agenție pe Facebook. Bă, și sincer, adevărul ăsta e. Pentru că pastilele astea nu sunt reglementate, sunt făcute de cine știe ce oameni pe vapor sau în ceva fabrică improvizată de prin țări ca Olanda. Și nu știi ce e în pastilele alea. Nu știi cât de mult MD e într-o pastilă, într-o bucată. Sau dacă mai conține altceva boaba respectivă. Ăsta este un risc real. Pentru că, exact cum recunoaște indirect și Agenția Națională Antidrog, nu ai cum să oprești oamenii să-și o dea cu otrăvuri. Dacă vor să o facă, o vor face. Cât timp există cerere, o să fie și ofertă. Și având în vedere toate astea, inclusiv ei se resemnează și decât să amenințe cu sancțiuni, încearcă să educe oamenii despre riscurile la care se supun. Și asta aprinde din nou discuția despre educație și cum astfel de discuții despre sexualitate sau bune moravuri sau droguri trebuie purtate în familie. Dar ce sfaturi să iei de la părinții tăi care au auzit de ecstasy doar de la televizor? Tinerii trăiesc într-o lume total diferită față de ce au trăit părinții lor. Și astfel, în legătură cu anumite subiecte, părinții pur și simplu nu au ce să le spună. Și ca să fim corecți față de organizatorii festivalului, cel mai probabil, otrăvurile au fost consumate înainte de intrare, având în vedere securitatea destul de riguroasă de la intrări la astfel de evenimente. Adică exact așa s-a pregătit și aspiratorul ăsta de festival. Ia uite! Și după ce și-au dat-o cu de toate la Saga, oamenii s-au întors la muncă. Azi, că doar tot e luni, nu? Muncitoria doi nu cred că și-au revenit bine din beție. Nu, că dacă pica sau ceva, îl ținea tovarășul lui cu sfoara aia. Sincer, nu știu cum naiba au calculat-o. Sau unde naiba se aștepta să cadă. Am primit clipurile astea două pe Insta de la Filisan. Deci dacă aveți și voi chestii interesante pe care vreți să le vedeți aici, scrieți-mi acolo, vă las link în descriere. Ia-l intra pe săptămâna asta. Ce? Nu, ce-am găsit? Stai că n-am lentilele numai. Oh my fucking god. Îmi zici și tu ce pe net. Ce așa? Mă prostic găsești pe net. E groaznic. Nu? De ce așa? Nu știu, dar nu mai intru pe net, gata.
Du la festivalul acum acolo, mai bine e sănătos. Și în timp ce toate astea se întâmplă în București, Nicu Traistă ne arată ce se întâmplă la Predeal. Mă, nu înțeleg de ce o fi ieșit așa rapid. Cred că s-o speria de prețurile la cazare. Sunt cam mari în perioada asta. Și vreau să remarc un lucru. Câți oameni nu se încurcă în ușile de la intrare și trag când trebuie să împingă? Inclusiv eu am problema asta, recunosc. Ursul însă se descurcă excelent cu ușa aia de termopan. Parcă nu e prima dată când o manevrează. Plus că s-a comportat foarte civilizat. Mai civilizat ca mulți oameni, aș adăuga. Mulțumim generoșilor noștri sponsori pentru că susțin acest tip de content și vouă că ne ajutați cu un like. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și, bineînțeles, să aveți o zi excelentă oriunde v-ați afla. Vă pupă, hașumă!